Avem în acest moment prima reacție a fostului ministru al Agriculturii, Petre Daia, bolnav de COVID de pe patul de spital. Petre Daia spune că se simte bine, că are simptome specifice coronavirusului, dar că este bine îngrijit. Fostul ministru din guvernul Dăncilă îi sfătuiește pe românii care sunt sceptici în privința COVID să se protejeze, pentru că, spune el, virusul nu stă la semafor. Fostul ministru are 71 de ani, este internat de 3 zile la Spitalul Matei Balj din Capitală și încă nu se știe când va fi externat. În spital eu. Mă simt bine sub îngrijirea medicilor cu tratamentul specific. Am simptomele și era de un coronavirus. Nu știu de unde, ce și cum, pentru că am respectat toate regulile. Aveți vreun sfat pentru românii care încă sunt sceptici? Le spun că coronavirusul nu respectă semaforul. Nu stă la semafor, iar regulile trebuie respectate de noi.